Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba derulează de la începutul acestei săptămâni și până în 9 septembrie o campanie de depistare a angajatorilor care folosesc la muncă minori. Acțiunile se desfășoară în colaborare cu inspectorii sociali din cadrul Agenției pentru Prestații Sociale. În urma verificării Registrului de Evidență Informatică a Salariaților la nivelul județului Alba, aproximativ 300 de persoane cu vârsta sub 18 ani sunt angajate în 118 societăți. Dintre acești salariați, deja din start am depistat un număr de 15 care sunt angajați cu 8 ore, deci exced prevederile Codului Muncii care vorbesc despre faptul că regimul normal de lucru a tinerilor între 15 și 18 ani este de 6 ore pe zi, respectiv 30 de ore pe săptămână. În această săptămână, în aceste zile, am încercat să clarificăm în primul rând ce este cu aceste angajări, mergând la angajatorii respectivi și punctând pontajul cu condițiile și cu statele de plată să vedem cum au fost plătiți. Cu ocazia acestor controle la nivelul județului Alba, inspectorii au ținut să clarifice și anumite neconcordanțe în ceea ce privește orele de muncă prestate de angajații cu vârsta sub 18 ani. În parte dintre aceștia, nu este vorba de utilizarea a 8 ore, deci utilizare nelegală a tinerilor, ci este vorba pur și simplu de o transmitere eronată în revisal. Adică s-a bifat normă întreagă, fără a se merge în aplicație mai jos să se specifice 6 ore. Ori aplicația, în momentul în care ai bifat normă întreagă, ia regimul normal de la cei fără protecție de 8 ore. Pentru că tinerii au un regim de excepție prevăzut prin Codul Muncii de 6 ore, respectiv 30, în loc de 8 ore și 40. Și de aici, prin această eroare, provine în evidențe timp de 8 ore. Astfel, până la această oră, din cei 15 tineri angajați, doar 2 au fost exploatați în muncă 8 ore pe zi. Prin această campanie, inspectorii de muncă urmăresc conștientizarea angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării legislației specifice referitoare la încadrarea în muncă, condițiile de lucru, programul de lucru și timpul de odihnă al copiilor și tinerilor sub 18 ani, în vederea eliminării celor mai grave forme ale muncii copilului și identificarea cazurilor de exploatare a copilului prin muncă. Localități din Alba cu probleme în alimentare cu apă în urma secetei prelungite. Apă CTTA solicită fonduri de la Consiliul Județean și Consiliile Locale pentru ținerea sub control a situației. Problema alimentării cu apă a fost subiect de discuție astăzi în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. În satul Ocoale din comuna Grâda de Sus, sursa de apă este secată, iar probleme în furnizarea apei potabile au fost semnalate și la Tărtăria, comuna Săliștea, unde s-a recurs la reducerea la 5 ore pe zi a programului de livrare a apei potabile. Probleme sunt și în Henig, comuna Berghin, Joamal, comuna Stremț, Gârbova de Sus, Aiud și Abrud. În aceste localități, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a transportat cantități însemnate de apă potabilă pentru consumul cetățenilor. Operatorul apă, CTTA, solicită sprijin financiar de la Consiliul Județean și Consiliile Locale pentru remedierea problemelor. La nivelul culturilor agricole, seceta a produs cele mai mari pagube din ultimii 50 de ani. Culturile sunt mare parte compromise, iar previziunile meteorologice nu sunt deloc optimiste. Mâine în Alba Iulia se va întrerupe furnizarea apei potabile timp de câteva ore. Vor rămâne fără apă locuitorii mai multor străzi din oraș. Apa va fi întreruptă între orele 8 și 13 în vederea desfășurării unor lucrări de cuplare a unor rețele noi de apă potabilă la sistemul de alimentare din Alba Iulia. Așadar, vor rămâne fără apă străzile Izvorului, Nicolae Labiș, Emil Zola, Seliștei, Gardeniei, Barbu Catargiu, Daliei, precum și întreg cartierul Recea. Cetățenii sunt rugați ca în această perioadă, ca și în primele 2 ore de la reluarea furnizării la parametrii normale ai apei, să nu utilizeze apa pentru băut sau în scopuri alimentare. Doi bărbați din județul Alba au fost arestați preventiv miercuri de judecătorii de la Tribunalul Alba pentru deținere și introducere ilegală în țară de droguri de mare risc. Unul din bărbați a primit mandat de arestare preventivă în lipsă, acesta fiind dat în urmărire internațională. Din cercetările procurorilor din ICOT Alba Iulia reiese faptul că cei doi au introdus în țară în perioada mai-iulie acestui an aproximativ 300 de grame de hașiș în 6 transporturi folosindu-se de serviciile unei firme de transport. Ulterior, drogurile au fost vândute mai multor consumatori cu sume cuprinse între 50 și 60 de lei gramul. Drogurile erau aduse din Spania și comercializate în Alba Iulia și Sebeș. În cursul zilei de 29 august, Tribunalul Alba a dispus prin încheiere
arestarea doi inculpați, cercetați pentru infracțiuni prevăzute de legea numărul 143/2000. Unul din inculpați este cercetat pentru infracțiunea de complicitate la introducere în țară de droguri de risc și deținere de droguri de risc, iar celălalt inculpat este cercetat pentru infracțiunea de introducere în țară a unor droguri de risc. Un inculpat a fost arestat pe o durată de 29 de zile, acesta fusese în prealabil reținut pe 24 de ore, iar celălalt inculpat a fost arestat pe o durată de 30 de zile. Arestarea s-a dispus în lipsă, acesta nu a fost prins de către organele de urmărire penală. Cei doi inculpați sunt Petru Țiplea și Marta Florin, ambii din județul Alba. Se pare că unul din bărbați își folosea chiar fiica minoră pentru a ambala drogurile și chiar pentru a le introduce pe piață. În cursul zilei de azi, la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost prezente numai puțin de 10 persoane care sunt acuzate pentru contrabanda cu țigări. Inculpații au fost aduși de la Oradea, acestora urmând să li se alăture un alt contrabandist din Alba Iulia. Începând cu ora 6 a dimineții, polițiștii au efectuat descinderi în locuințele celor acuzați. Contrabandiștii de țigări sunt urmăriți din luna aprilie a acestui an. Pe numele lor s-a înregistrat un dosar penal din data de 11 aprilie anul curent. Aceștia sunt acuzați că au comis mai multe acte de comerț cu țigări fără marcaj, marcate necorespunzător sau cu marcaje false și despre care aveau cunoștință că provin din contrabandă. La acțiune participă 54 de polițiști cu 12 autospeciale. Din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba participă 30 de polițiști cu 8 autospeciale, sprijiniți de către 24 de polițiști cu 4 autospeciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. La sediul Poliției Municipiului Alba Iulia vor fi prezentate și alte persoane vizate pentru anchetă. Toți cei învinuiți vor fi audiați pentru dispunerea măsurilor legale. În perioada 26 august-2 septembrie, Colegiul Național Horia Cloșca și Crișan din Alba Iulia găzduiește Tabăra Națională de Chimie. 90 de elevi din toată țara, cei mai buni de la fiecare clasă, au parte în această perioadă de pregătire specială în domeniu, dar și de activități recreative. Elita în chimie, cei mai buni elevi din țară, se află în aceste zile la Tabăra Națională de Chimie de la Alba Iulia. Cei 90 de elevi au fost aleși în urma Olimpiadei Naționale din luna aprilie. Cum ți se pare Tabăra Națională de Chimie desfășurată aici la Alba Iulia? Este foarte frumoasă și, sincer, abia aștept și următoarele. Este prima acum. Până acum, ce te-a captivat cel mai mult din tot ceea ce s-a întâmplat aici? Excursiile sunt destul de interesante, locurile și istoria de aici, dar îmi place foarte mult și cursul, îmi plac orele. Mihai Prună, sunt în clasa 11, trec în clasa 12 și sunt din Baia Mare. Ce înseamnă această tabără națională pentru tine? Tabăra Națională de Chimie reprezintă o adevărată ocazie de a întâlni oameni noi, de a-mi face prieteni, de a învăța lucruri noi despre chimie și de a mă desfășura într-un mediu în care mă simt cel mai bine. Este pentru prima dată când particip la o astfel de tabără? Nu este pentru prima dată când particip la o astfel de tabără. Am mai fost la o grămadă alte tabere în trecut. Ai participat și la concursuri, la olimpiade naționale? Ne poți spune de ceva rezultate? Am participat la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori și la Olimpiada Europeană de Științe. Am obținut medalie de argint. Pe mai departe, pentru că mai ai doar un an de zile și o să închei liceul, treci la facultate, la ce te-ai gândit? Mi-aș dori să optez pentru Facultatea de Medicină din București. Eu mă numesc Tudor Elena Simona și sunt din București. Tot clasa 12-a. Tot clasa 12-a. Mai puțin și se încheie ciclul liceal. Regrete? Da, ceva regrete, da, pentru că am mai participat la două tabere de chimie și la Olimpiade Naționale în fiecare an de când am început să studiez chimie și, da, adică am studiat prietenii cu multe persoane și o să fie greu să nu mai particip în continuare. Cât de importantă e o astfel de tabără națională de chimie pentru tine? În primul rând îmi place că aflu mereu lucruri noi din acest domeniu, dar și că am posibilitatea să comunic cu multe persoane, să cunosc oameni noi, să mă împrietenesc în fiecare zi cu alții pe care nu i-am cunoscut încă. Și pe mai departe, ce planuri ai? Tot Facultatea de Medicină din București vreau să urmez. Tabăra Națională de Chimie este o tabără complexă în care elevii au parte atât de cursuri speciale și laboratoare de chimie, dar și de activități recreative prin care pot socializa și descoperi lucruri noi despre comunitate. Ce înseamnă Tabăra Națională de Chimie de la Alba Iulia și care este scopul acesteia?
Pentru mine sau pentru elevi? Pentru mine înseamnă o realizare, faptul că pot să organizez în fiecare an o tabără națională la care fondurile sunt alocate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, dar și de inspectoratele școlare în județele în care organizăm în fiecare an, împreună cu sponsori, bineînțeles, reprezintă o mare realizare pentru mine. Câți elevi sunt implicați într-o astfel de acțiune? Anul acesta avem în tabăra de la Alba Iulia 90 de elevi. Sunt cei mai buni elevi de la fiecare clasă, stabiliți prin clasamentele de la Olimpiada Națională care a avut loc în aprilie. Așa procedăm de fiecare dată, îi luăm pe cei mai buni pentru a-i pregăti și a crea o pepinieră pentru ceea ce urmează concursele naționale și nu numai, și cele internaționale. Care este calendarul unei astfel de tabere? Ce acțiuni sunt întreprinse aici? Este o tabără complexă pentru că îi pregătim din materia anului următor, dar totodată sunt și activități recreative de cunoaștere a zonei, de cunoaștere a locurilor, a oamenilor. Este o tabără densă întotdeauna și elevii sunt foarte, foarte încântați. Așa că, un fapt divers, vreau să vă spun că uneori copiii la Olimpiada Națională nu se luptă neapărat pentru premii, ci pentru a fi în primii 15, astfel vor putea participa la tabăra națională. Tabăra Națională de Chimie este la a 8-a ediție și este organizată pentru prima dată în orașul nostru. Aceasta se va încheia pe data de 2 septembrie. Etapa finală a campionatului de tenis de câmp al Ministerului Administrației și Internelor se va desfășura în perioada 4-7 septembrie la baza sportivă Constructorul din Pâclișa. În cele 4 zile de competiție, albaiulienii se vor putea delecta cu tenis de înaltă calitate în cadrul unui eveniment de anvergură. Campionatul de tenis al Ministerului Administrației și Internelor se organizează pentru toate categoriile de personal salariat în activitate al Ministerului. Bărbații concurează pe 3 categorii de vârstă până la 35 de ani, 35-45 de ani și peste 45 de ani, iar femeile în stil open. La turneul final găzduit de municipiul Alba Iulia participă concurenții care s-au calificat după desfășurarea primelor două etape. Din cadrul structurilor județene ale Ministerului vor participa la turneu 5 concurenți. Astfel, instituția prefectului va fi reprezentată de doamna Fulea Codruța, jandarmeria va fi prezentă prin domnul plutonier adjutant șef Emanuel Oprița, ocupantul locului 5 la ediția din anul 2011 la categoria peste 45 de ani, iar Poliția Alba va avea 3 competitori: inspector principal de poliție Farcașiu Florin Vasile, agent șef principal Florea Marian și agent Hațegan Radu. Festivitatea de deschidere va avea loc marți 3 septembrie, cu începere de la ora 9. Jocurile sportive se vor desfășura în fiecare zi în intervalul 9:30, 13:30 și 15:19, iar pe toată perioada competiției, accesul publicului în incinta bazei sportive este liber. Peste 120 de elevi din 28 de județe ale țării au luat parte vara aceasta la școala de vară a Consiliului Național al Elevilor. Tabăra s-a desfășurat la Eforie Nord, iar tinerii s-au întâlnit aici inclusiv cu ministrul Educației Caterina Andronescu. Elevii din Alba s-au prezentat cu proiectul Gala Activităților Extrașcolare. În decursul celor 7 zile petrecute la mare, elevii au participat la ateliere interactive care au avut la bază lucrul în echipă și comunicarea, discuții despre calendarul alegerilor din Consiliul Elevilor, care vor avea loc începând cu luna septembrie în toate liceele din țară. De asemenea, au fost prezentate proiectele Consiliilor Județene ale Elevilor, desfășurate sub egida CNE, factor al democratismului educațional. Reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Alba au participat la școala de vară cu proiectul Gala Activităților Extrașcolare, în cadrul căreia în luna iunie au fost premiați cei mai activi și inovativi elevi din Alba. Participanții la școala de vară au avut ocazia să afle despre oportunitățile de studiu în Marea Britanie de la reprezentanții UK Study Romania. Cu ministrul Muncii Caterina Andronescu, elevii au discutat despre nevoia societății de a avea lideri, tineri, educați și activi. La jumătatea lunii septembrie, Comuna Sășciori va găzdui un eveniment deosebit pentru crescătorii de ovine și nu numai. E vorba de un important târg de produse agroalimentare organizat de Asociația Crescătorilor de Ovine din Sășciori.
Asociația numără 150 de membri și adună aproximativ 30.000 de capete de ovine. Crescătorii de animale din Sășciori au reușit să curețe peste 1.800 de hectare de pășune și să inaugureze pe muntele Puru, situat în imediata apropiere a vârfului lui Pătru, o stână ecologică de standarde europene. Eu intenționez undeva în 16 septembrie, având în vedere că asociația este o asociație comunală, toți crescătorii sunt în cadrul asociației, să facem un târg de produse agroalimentare cu ajutorul Consiliului Județean, care ne-a promis promovare. De altfel, am făcut și acolo o stână doar de promovare, în care în 16 septembrie, în fiecare an, să facem acel târg în care să invităm tot ce înseamnă potențialii cumpărători, cât și oamenii care sunt angajați în diverse unități, să vină, să cumpere, să nu mai meargă în magazin, să vină în fiecare an, să își cumpere brânza în 16 direct septembrie, de direct de la producător, și acolo în 16 septembrie dorim nu doar numai brânză, dorim toate produsele din zona noastră, care sunt noi, zicem, mai mult decât eco, de la morcovi, cartofi, ceapă, inclusiv miere de albine. La târgul de la Sășciori sunt așteptați să participe peste 2500 de producători și distribuitori de produse agroalimentare și tradiționale zonei. Comuna Sășciori este cea mai reprezentativă la nivel de județ în ceea ce privește creșterea ovinelor și pe această temă puteți urmări duminică de la ora 14 în cadrul emisiunii Agricultura în județ un amplu reportaj de la stâna ecologică de pe muntele Puru. Mii de locuitori din Munții Apuseni și vizitatori din toată țara sunt așteptați la Roșia Montană duminică, la tradiționala sărbătoare a Zilei Minerului. Manifestările vor avea loc pe stadionul Minerul din localitate, însă în program sunt incluse și tururi ghidate la care participanții se pot înscrie gratuit. Programul desfășurat pe stadionul Minerul va începe duminică la ora 12 cu un mini-campionat de fotbal și va continua cu meciuri demonstrative de rugby urmate de o petrecere în stil mineresc. Turiștii, dar și localnicii, se vor putea înscrie și în tururi ghidate prin Roșia Montană. Primul traseu include o vizită în fosta carieră și la stația pilot de epurare a apelor acide din Roșia Montană. A doua variantă de vizitare este Galeria Cătălina Monulești, ce păstrează urme de exploatare din toate epocile istorice. Aici a fost descoperit întâmplător cel mai mare lot de tăblițe cerate romane. Al treilea traseu propune un tur al caselor restaurate sau aflate în curs de restaurare din centrul istoric al Roșiei Montane. La fel ca în anii trecuți, organizatorii au invitat la Ziua Minerului o serie de cântăreți îndrăgiți de muzică populară, dar au pregătit și câteva surprize de muzică ușoară. Ziua Minerului este un eveniment sărbătorit anual în comunitățile din zonele unde există sau au existat exploatări miniere. În 2009, la Roșia Montană a fost stabilit un record mondial omologat de Guinness Book. Cei mai mulți oameni care au căutat simultan aur cu șaitrocul. Peste 100 de persoane au luat parte la stabilirea recordului mondial. De acum, pacienții diagnosticați cu SIDA vor primi ajutoare în plus. Vor fi atenționați prin SMS să-și ia medicamentele și le va fi pusă la dispoziție o linie telefonică specială pentru consiliere. Prin serviciul de SMS-uri, pacienții seropozitivi pot primi zilnic gratuit două mesaje pe telefonul mobil care să le amintească să-și administreze medicația. Pentru asta este nevoie doar de completarea unui formular pe care îl vor găsi pe website-ul programului www.viatacuhiv.ro. În urma completării formularului, aceștia își vor putea alege orele la care vor să primească SMS-urile conform calendarului de tratament stabilit de medic, precum și textul personalizat al mesajului pe care vor să îl primească. Încă o măsură de ajutor pentru cei care suferă de HIV sau SIDA este și helpline-ul telefonic. Aceștia pot suna gratuit la 0800 800 141 sau pot trimite e-mail la unopa@unopa.ro pentru a solicita asistență din partea consilierilor Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV sau SIDA. Programul are ca obiectiv susținerea persoanelor seropozitive în lupta lor de zi cu zi cu boala prin atingerea unui nivel cât mai ridicat al aderenței la tratament și creșterea gradului de informare de asemenea. În sectorul rezervat Camerei Deputaților din Palatul Parlamentului există o sală selectă cu parfum de Everest la 4 AC. E vorba de sala Nicolae Titulescu, situată la nivel P și destinată exclusiv întâlnirilor de gradul 0.
Sala Nicolae Titulescu face parte, alături de sala Ighe Duca, din salonele de protocol ale Camerei Deputaților și este rezervată întrevederilor bilaterale de înalt nivel, fie că e vorba de întâlnirile șefului statului, primului ministru, membrilor guvernului sau înalților reprezentanți ai Parlamentului României. Spre exemplu, aici au fost primiți de-a lungul vremii de oficialități ale statului român prințul spaniol Felipe de Austrias și soția sa, principesa Letizia, altețele sale imperiale, prințul și prințesa Chișinău, președintele Italiei Giorgio Napolitano, precum și regretatul președinte al Republicii Polone, Lech Kaczynski, mort într-un bizar accident de aviație pe când avionul prezidențial se pregătea să aterizeze în Rusia, unde avea programată o vizită oficială. Accesul în această elegantă sală de oaspeți este interzis turiștilor, dar aceștia o pot admira în voie din pragul ușilor. Schimb de replici între Ioan Rus și PNL. Fostul ministru de interne a declarat că este foarte dezamăgit de acțiunile președintelui interimar Crin Antonescu. Despre ministrul delegat al administrației Radu Stroi a afirmat că este un șmecheraș de mâna a doua. Rus a declarat că avea o părere foarte bună despre Crin Antonescu, însă a fost dezamăgit de comportamentul acestuia ca președinte interimar. Ioan Rus l-a criticat și pe ministrul delegat al administrației Radu Stroie, numit după ce Paul Dobre a demisionat. Nu-mi pare rău de mine că am plecat, dar de Dobre îmi pare rău. Este excepțional specialist în administrație. Pe domnul Stroie nu îl cunosc, decât așa cât l-am văzut, dar mi s-a părut un jmecheraș de mâna a doua, a declarat Rus. În urma acestor declarații, reprezentanții PNL au ripostat, spunând că atacul lui Rus este un atac nedemn, producând prejudicii de imagine nejustificate. Atacul domnului Ioan Rus este îndreptat nu numai împotriva ministerului delegat pentru administrație, ci și împotriva Ministerului Administrației și Internelor și constituie un act nedemn, rău intenționat și fără niciun fundament tehnic, juridic sau politic, producând prejudicii de imagine nejustificate, se arată în comunicat. Scriitorul Andrei Pleșu critică din ce în ce mai aspru actuala guvernare, după o critică generală adusă legislativului național prin care spunea că un guvern care se transformă într-un show permanent nu este un guvern normal, eseistul a trecut la critici personale. Astfel, în opinia domniei sale, ministrul culturii, liberalul Puiu Hașoti, suferă de un tembelism cultural acut. Într-un interviu acordat pentru evenimentul zilei, Andrei Pleșu a declarat: pentru mine, Puiu Hașoti încă nu s-a inventat. Nu știu cine este băiatul ăsta. Am auzit că este ministrul culturii. Pe baza cărorii sprăvi a ajuns el în poziția asta, nu știu. Am avut o mulțime de miniștri ai culturii, dar toți cei pe care i-am avut, chiar și cei mai slabi, aveau un minim ambalaj cultural. Despre domnul Hașoti nu știu nimic, nu știu cine e. Dacă e să mă iau după ce a spus despre Neagu Giuvara, să-ți fie rușine, Neagu Giuvara, trebuie să presupun că suferă de un tembel cultural acut și mai ales că e de o ireversibilă proastă creștere. Nici directorul general al televiziunii române nu a scăpat de critica eseistului Andrei Pleșu. Astfel, din punctul său de vedere, înscăunarea lui Claudiu Săftoiu în fruntea TVR este o recompensă jenantă pentru câțiva ani de clămpănală anti-Băsescu la Antena 3 sau la alte televiziuni. Există, din păcate, destui inși dispuși să se vândă la prețuri mici. Elena Băsescu, fiica cea mică și europarlamentară a președintelui Traian Băsescu, se mărită. Prilej de felicitări și bucurie democrat-liberală. La nunta organizată sâmbătă 1 septembrie la Palatul Znagov, nu vor lipsi liderii PDL Alba în frunte cu președintele organizației județene de partid Mircea Hava. Conform unui comunicat făcut public de fericiții Mir, la ospăți vor participa aproximativ 600 de persoane, printre care se vor afla și primarul Mircea Hava, senatorul Alexandru Pereș, deputatul Clement Negruț și președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel, care se vor înfrupta cu siguranță din bogatul meniu care va conține delicioase preparate culinare, precum caviar, pastă de jambon, sărmăluțe în foi de viță, costiță, rulată de curcan, pulpă de vițel sau mămăliguță cu smântână. La fel de sigur este însă că și cinstea va fi pe măsură. Atmosfera și buna dispoziție vor fi întreținută de Aurel Temișan, Călin Giambașu și Smiley Band. Iar la loc de cinste va sta zâmbind larg și fericit socrul mic, mare în stat. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Bine v-am găsit la știrile din sport. Unirea Alba Iulia va începe campionatul în acest weekend. Lucrul acesta dovedește că oamenii din spatele clubului sunt interesați de fotbal. Datoriile provenite din neplata arbitrilor din sezonul trecut au fost achitate din buzunarele conducătorilor și astfel Unirea va debuta în Liga a doua sâmbătă împotriva celor de la FC Universitar Baia Mare. O parte din datorii către autorități au fost plătite, astfel fotbalul nu moare în județul Alba. Telian German a declarat că este mulțumit că va începe stagiunea. În primul și în primul rând mă bucur că echipa Unirea Alba Iulia nu părăsește Liga 2 sau chiar de tot fotbalul românesc. După cum știți, eram pe acest punct să nu mai ne prezentăm la echipă și echipa să se desfințeze. Chiar dacă Unirea va începe, va fi greu să se mențină atât din punct de vedere valoric cât și financiar. Nu este nici acum chiar așa roză problema, pentru că întârzierile de financiare, nu neapărat numai pentru jucători, restanțele și ce sunt de luat, dar și acele probleme pentru a plăti restanțele din meciurile de anul trecut, probleme pentru legitimări, penalizări, cartonașe galbene și roșii, suma este destul de mare și, din păcate, numai tot acei oameni care au dat în trecut au rămas să rezolve situația. Nu numai situația Unirii este una neagră, ci întreg fotbalul românesc stă pe un butoi cu pulbere. Poli Timișoara a fost exclusă din toate competițiile Federației Române de Fotbal, iar Voința Sibiu este pe cale să spună și ea adio fotbalului românesc. Echipa care a surprins întreaga lume a fotbalului din județul Alba sezonul trecut, Arena Alba Iulia, a câștigat primul meci în Liga 4-a și capitanul echipei Alin Bucur a declarat pentru Alba TV că el împreună cu cei care formează echipa din Mihalț doresc să facă o figură frumoasă și în Liga 4-a. Arena s-a înființat sezonul trecut și a jucat în Liga a 5-a. A promovat în Liga a 4-a cu maximum de puncte și a avut un parcurs senzațional atât în Cupa României, faza națională, cât și cea de pe județ, competiție pe care a câștigat-o. Nucleul echipei a rămas același și cuprinde mulți jucători tehnici. În Liga 4 avem obiectivul să facem un meci, meciuri cât mai bune, victorii cât mai multe. Un lucru rău pentru echipa din Mihalț este faptul că au jucători foarte tehnici, însă suprafața de joc din Mihalț nu îi ajută să-și exercite artificiile tehnice. CFR Cluj s-a calificat aseară în grupele UEFA Champions League după 3-1 la general împotriva elvețienilor de la FC Basel. Elevii lui Ioan Andone au învins aseară cu 1-0, unicul gol al partidei fiind reușit de Pantelis Capetanos cu o lovitură de cap extrem de bine executată. Cea mai tare grupă pentru ceferiști ar putea fi cu echipe gen FC Barcelona, Manchester City și Juventus. Cu toate că posesia la finalul meciului era net superioară în dreptul elvețienilor, CFR-ul a controlat întreg meciul. Jucătorii din Gruia au jucat în fața propriilor suporteri și au răsplătit pe aceștia cu o victorie ce a dus calificarea în cea mai râvnită competiție din lume. Capetanos a marcat singurul gol al partidei în minutul 20 și după o centrare superbă a lui Valente. Jucătorii clujeni nu au făcut pasul înapoi și au avut ocazii mari pe întreaga durata partidei, putând în dese rânduri să închidă meciul. În minutul 43, Felgheira s-a comis o gafă de generic, plonjând aiurea la picioarele lui Streller. Arbitrul a acordat un penalty clar, însă Alexander Frey a trimis mingea peste poarta clujenilor. Punct final și CFR Cluj așteaptă să-și cunoască în această seară adversarii din grupe. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică meteo. Exceptând răcoarea dimineții și a nopții, vremea s-a menținut frumoasă și astăzi. Cerul se păstrează mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura aerului are valori maxime cuprinse între 23 și 32 de grade și minime de la 4 grade în zonele de presionare până la 19 grade Celsius. Dar să vedem câte grade indică termometrele în această seară. Avem 18 grade pentru Alba Iulia, 20 de grade la Sebeș, 17 grade la Aiud și Blaj și 14 grade Celsius la Câmpeni. Valorile nocturne, destul de scăzute, se vor situa în jurul a 11 grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, vor fi 13 grade la Sebeș și 8 grade Celsius vor indica termometrele la Câmpeni.
Vremea va fi frumoasă și mâine și se va încălzi ușor. Cerul se va menține mai mult senin, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade, iar cele minime vor avea valori de la 5 grade în depresiuni până la 21 de grade Celsius. Așadar, aproximăm pentru mâine maxime oscilând în jurul la 31 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi în jur de 30 de grade la Aiud și Blaj și 28 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Sâmbătă vremea va fi predominant frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade, iar cele minime vor avea valori de la 6 grade în depresiuni până la 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!